La o nouă ediție emisiunea Apropo Uri. Continuăm să discutăm astăzi despre emoțiile care ne conduc viața cu psihologul Marius Marici și continuăm despre emoțiile pozitive în această emisiune. Vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația mea. Bună ziua, bine v-am găsit. Hai să le spunem și telespectatorilor ce emoții sunt pozitive. Emoțiile pozitive sunt cele care, cum am mai spus, au o valență pozitivă, bucuria, curiozitatea, interesul. Sunt emoții care au consecințe negative și care ne fac plăcere de obicei. Care sunt acestea mai exact? Recunoștință este o emoție pozitivă? Da. O apreciere? Da, este. Ce alte emoții ar fi pozitive? Lista este mai lungă, există o serie de emoții, de fapt ele variază ca și etichetă și ca și număr, între două și câteva zeci de emoții, în funcție de autor și cercetător din domeniu. Credeți că avem posibilitatea să ne extindem emoțiile pozitive și să le consolidăm în timp? Da, emoțiile pozitive sunt cele care ne plac, cele care de fapt ne motivează, cu toate că trebuie să spun de la început că pentru o viață normală nu avem nevoie doar de emoții pozitive, avem nevoie de toate emoțiile pe care să le integrăm într-un mod funcțional în personalitatea noastră. Deci, cu alte cuvinte, nu dați la o parte emoțiile negative? Nu, sub nicio formă. Toate sunt foarte importante. O persoană normală, funcțională, care are relații sociale bune, trăiește orice emoție. Numai că le trăiește funcțional. A găsit modalitatea de a se folosi de ele, de a se bucura de ele, de a le folosi pentru a avea succes în viață. Practic, declarația te iubesc ca seara în bucate s-ar potrivi și la emoțiile pozitive și la emoțiile negative, pentru că nu se poate fără una și fără cealaltă, nu? Da, așa este. Discuția despre emoții pozitive și negative există. Și noi am vorbit despre aceasta și vorbim, însă este la fel de importantă discuția despre ce ne folosește și ce este rău sau ce este patologic, ce este bine. De exemplu, furia ar putea fi la fel de bună ca bucuria în anumite contexte, pentru că furia ne semnalează faptul că ceva se opune îndeplinirii scopurilor noastre. Și având acest feedback, noi putem să ne rezolvăm o problemă, deci sistemul nostru se îmbunătățește. La ce ne ajută totuși emoțiile pozitive? Emoțiile pozitive sunt cele plăcute care ne provoacă, de exemplu, bucuria să luăm. Este o emoție foarte căutată pentru că este o recompensă în sine. Persoana care se simte bucuroasă se simte recompensată prin aceasta, prin simplu fapt că trăiește acea emoție. Valența ei este pozitivă și plăcută pentru noi. La fel și celelalte emoții pozitive. Noi le căutăm pentru că ne dau o stare de bine, ne îmbunătățesc viața, relațiile au efecte pozitive în toate domeniile vieții. Cum credeți că am putea să ne dezvăluim emoțiile pozitive? Dezvăluirea sau destăinuirea emoțiilor ține de tipul de relație. De obicei, când relația este mai profundă, imaginați-vă o ceapă, are mai multe straturi. Cu cât destăinuirea este mai profundă, cu atâta relația este mai profundă. Și în destăinuirea mai profundă, de obicei, se împărtășesc emoțiile, și alea negative și alea pozitive. Mai ales cele negative. Dar noi, într-adevăr, ne putem, putem folosi aceste emoții pentru a găsi soluții să ne îmbunătățim viața mai bine. Ne respectăm nevoile și simțim împlinire atunci când ne înțelegem emoțiile, fie ele pozitive, fie ele negative? Da, noi considerăm că fiecare persoană ar trebui să își cunoască emoțiile și pe cele negative și pe cele pozitive. Pe cele, de fapt, toate pot fi o problemă și toate pot fi, dacă vreți, un plus în viața noastră. Depinde de locul lor în sistemul nostru. Pentru că am discutat săptămâna trecută în cadrul emisiunii despre emoțiile negative și ați precizat atunci că emoțiile negative ne pot influența foarte mult gândirea și sănătatea. Același lucru se poate spune și despre emoțiile pozitive? Da, există o teorie, se numește Broad and Build Theory,
care spune că dacă ne referim la emoții pozitive, emoțiile acestea pozitive lărgesc orizontul minții și fortifică resursele. Asta înseamnă că atunci când trăim o emoție pozitivă, ne amintim, învățăm mai ușor informațiile, ne amintim mai ușor informațiile, le accesăm mai ușor, le utilizăm în viața de zi cu zi mai ușor. Deci, transmiterea aceasta de informații și lucru cu informațiile este mult facilitată. De asemenea, relațiile se îmbunătățesc mai bine, comunicarea este mai bună, munca este mai bună atunci când trăim emoții pozitive. Teoria zice că emoțiile facilitează foarte multe din activitățile noastre zilnice. Cum am putea să ne cultivăm noi așa, astfel încât să, nu știu, să avem din ce în ce mai multe emoții pozitive? Credeți că este posibil acest lucru? Da, însă acesta este un lucru mai greu de făcut, deoarece să trăiești emoții pozitive mai multe cere să te autoeduci. Și aici revenim din nou la familie, care este primul factor educativ în viața unui copil. Depinde ce s-a întâmplat în familia de origine. Dacă părinții au încurajat emoțiile pozitive, le-au cultivat în familie, au creat contexte și situații în care copiii le-au exersat, atunci copiii au învățat că în anumite situații trebuie să zâmbim. De exemplu, să vă spun un lucru. Știți că un zâmbet fals produce stare de bine la cealaltă persoană? Adică eu dacă v-aș zâmbi fals acum, asta înseamnă că e posibil să vă simțiți mai bine. Din ce cauză? Pentru că emoțiile sunt contagioase. Și cele negative și cele pozitive. Atunci când în familie mama exersează emoțiile pozitive și are grijă la cele negative și cum le utilizează, nu că le elimină, și le utilizează cum trebuie, furia în doze măsurate, tristețea în doze măsurate. Ele sunt bune, dar trebuie cu porția servite. Pentru că dacă sunt servite în abundență, atunci dăm în probleme psihologice. Deci se poate să ne educăm emoțiile. Începem familie. Apoi ține și de introspecția noastră și puterea noastră de a reuși să ne gestionăm. Să știți că noi suntem ființe, spre deosebire de animale, ființe foarte inteligente, care unii dintre noi știm să ne gestionăm, nu toți. Sunt persoane care nu sunt așa de conștiente de ele, de ce simt, de emoții, de ce trăiesc, de ce trăiești acum, cum se numește emoția. Dar unii dintre noi știm să facem aceasta. Numim emoțiile, ne dăm seama când trăim o emoție nepotrivită și atunci ne corectăm imediat. Avem puterea să ne corectăm. Aceasta este un lucru fenomenal. Pentru că ați pomenit despre rolul familiei în, nu știu, în dezvoltarea copilului și pomeneam săptămâna trecută despre faptul că emoțiile negative apar la un copil în jurul vârstei de câteva luni, 5-6 luni. Același lucru se poate spune, bănuiesc, și despre emoțiile pozitive, nu? Da. Ele se manifestă la copii de la o vârstă foarte mică și noi avem ideea aceasta că starea de bine înseamnă doar emoții pozitive. Dar starea de bine înseamnă să te simți bine cu ceea ce ai, de fapt. Să te simți bine cu tine, cu toate emoțiile, nu doar cu cele pozitive, pentru că sunt persoane care, știți, neagă atunci când se înfurie, neagă atunci când sunt triste, neagă atunci când sunt furioase, pentru că nu-și permit să simtă asemenea emoții. Normalitatea nu este să le negăm, să le respingem, să le eradicăm din viața noastră. Nu asta e ideea. Ideea este să le acceptăm pe toate, ca și când ar fi ale noastre, și să încercăm să trăim cu ele în pace. Să facem pace cu ele. Credeți că starea de bine este sinonimă cu autocunoaștere? Autocunoașterea înseamnă sau acceptare. Da. Acceptarea înseamnă să știm cine suntem și să trăim cu noi în pace și în liniște. Starea de bine, da, există o zonă de suprapunere între ele, e adevărat. Sunt concepte diferite, totuși. Care ar fi cele 5 modalități pentru a crea emoții pozitive? Pentru a ne crea emoții pozitive? Adică, cum am putea să ajungem noi mai pozitivi? Da, m-ați pus la test acum. Am să încerc să emit 5 modalități prin care putem să trăim mai multe emoții pozitive. Unul care îmi vine în minte este să ne înconjurăm de persoane care emit pozitivism, care gândesc pozitiv, persoane care ne aduc un plus în viață. E mare lucru să poți să selectezi prietenii de valoare și să te înconjuri de prieteni care îți pot aduce ceva pozitiv în viață.
de obicei ce trăim noi se încarcă în altă parte. Dacă eu sunt bucuros aici, probabil m-am încărcat înainte sau cumva astăzi. A doua modalitate prin care putem să trăim mai multe emoții pozitive este să gândim pozitiv. E un lucru foarte, foarte important. Trebuia să fie primul, probabil. Gândirea de obicei provoacă emoțiile. Cum gândim determină ceea ce suntem. Și credeți că avem posibilitatea să ne controlăm gândirea? Să ne controlăm? Da, există o igienă a gândirii. Există posibilitatea să oprim gândurile negative, să ne înlocuim gândurile disfuncționale cu gânduri funcționale și astfel să ne ferim de probleme, da. Cu cât gândim mai mult negativ, cu atât trăim mai multe emoții negative. Cu cât gândim mai mult pozitiv, cu atât trăim mai multe emoții pozitive. Aici trebuie să existe o igienă, ca și când eu am deseori obiceiul acesta să nu-mi permit să gândesc negativ foarte mult despre un lucru și să încerc să-l rezolv. Din ce cauză? Că având ruminație și multe gânduri care apar și reapar în mintea mea, mă îmbolnăvesc și nu mai ajung să rezolv problema. Așa că mai bine mă opresc, doare, admit că doare, și încerc să găsesc o soluție la problema respectivă, că este mai bine pentru mine decât să mă îngrijorez de anumite emoții. Aceasta ar fi a doua soluție, să gândim funcțional. A treia soluție ar fi probabil să învățăm să reacționăm la anumiți stimuli, să spunem. De obicei, emoțiile sunt produse de anumiți stimuli externi, să zicem. De exemplu, cineva ne spune o vorbă rea, cum reacționez? Trebuie să am un plan existent, să am un obicei în a acționa cumva. Sunt persoane care ignoră, nu eu personal. Și în cazul acesta le e mai ușor să trăiască emoții pozitive după aceea. Ideea este următoarea, emoțiile, cu cât sunt mai multe emoții negative, cu atâta se blochează existența emoțiilor pozitive. Ele nu pot trăi ambele emoții cu valențe diferite în același timp. De obicei, emoțiile negative atrag mai multe emoții negative, iar emoțiile pozitive atrag mai multe emoții pozitive. Ele se adună ca la o masă, ca la o întâlnire. Și în cazul acesta, cu cât dau mai mult șansa unei emoții pozitive să apară, cu atâta s-ar putea să apară mai multe emoții pozitive. Mai am încă două modalități de a ne face să trăim mai multe emoții pozitive. Probabil încă o modalitate, dar aceasta nu ține numai decât, sau ar putea ține de noi, este să încercăm să rezolvăm problemele și să nu le amânăm. Uneori, într-adevăr, amânăm anumite lucruri pentru că suntem prea afectați de anumite emoții pozitive sau negative. Dar ar trebui să existe întotdeauna gândul acesta să rezolvăm problemele pentru a nu agrava lucrurile negative și a ne da voie să fim pozitivi. Persoanele care rezolvă problemele, care sunt orientate spre rezolvare de probleme, au mai puține probleme. E logic. Pentru că depune efort și timp pentru a-și soluționa aceste probleme și își dau voie să experimenteze mai multe emoții pozitive. Iar a cincea modalitate? Ar fi următoarea, să-ți dorești să fii o persoană pozitivă. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Cred că este pe primul loc. Am putea să o punem pe primul loc, dar să-ți dorești să fii o persoană plăcută, pozitivă, o persoană care radiază emoții pozitive, e mai bine, e mai sănătos din punct de vedere biologic, e mai sănătos din punct de vedere psihologic. Dacă nu-ți propui lucrul acesta, probabil vei fi altfel, nu știu cum. Dar știți, spun deseori, știți care este persoana care mă place cel mai mult? Persoana care vede în mine că sunt o persoană pozitivă. Noi ne placem atunci când cealaltă persoană ne aduce un plus. Ori persoana nervoasă, persoana tristă, persoana invidioasă, nu ne aduce un plus. De aceea e mai bine să fii pozitiv, să zâmbești, să fii autentic, să ai calități caracteriale, să fii atent, să investești în toate relațiile, să-ți placă să fii un om pozitiv și un om care se vede în felul acesta. Dacă nu ne vedem ca oameni pozitivi, e greu să fim. Că să fii pozitiv nu vine din cer, așa, cade din undeva. În momentul ăsta sunt pozitiv. M-am blocat pe modul pozitiv. Nu prea există. Putem spune că emoțiile pozitive sunt cheia potențialului uman?
Da, cu siguranță. Noi avem multe argumente științifice care susțin ideea că persoanele care sunt pozitive, dar nu persoanele care trăiesc o iluzie profundă pozitivă, ci persoanele care trăiesc cu ușoară iluzie pozitivă, asta e normalitatea în psihologia medicală, să trăiești o ușoară iluzie pozitivă. Adică să fii pozitiv, dar să nu fii în altă lume pozitivă, total desprinsă de lumea aceasta. Există multe situații pe care le-am văzut în care oamenii, indivizii, aleg să-și construiască o altă realitate care devine patologică sau nu, o realitate alternativă în care trăiesc, în care ei se simt pozitiv și sunt pozitiv probabil, dar care nu este conectată foarte bine în realitatea prezentă. Nu e ca și cum ai trăi într-o bulă în care totul e sub un... Ba da, uneori merge. Să vă dau niște exemple. Sunt cazuri patologice de anumite tulburări psihiatrice, unde individul își creează o lume aparte, schizofrenie, de exemplu, își creează o lume aparte și trăiește în ea, trist probabil, mai degrabă decât vesel, sau în fine, dar există persoane care își creează o lume aparte, imaginară, în care se simte bine. Cred că ați văzut prin filme persoane care îi se spune, știi, gândește la locul tău ăla pozitiv, ăla, raiul ăla tău sau locul ăla în care dacă te gândești la el, te simți mai bine. Există tehnici de genul acesta în psihologie, în terapie, care sugerează să-ți creezi tu sau să-ți găsești un loc imaginar sau real la care atunci când ești furios să te gândești și să-ți revii. Credeți că este atât de ușor pentru fiecare dintre noi să, nu știu, să fim pozitivi? Pentru că după ați pomenit de cele 5 modalități și nu mi se pare chiar atât de simplu. A fi pozitiv nu este ușor. Vreau să vă spun că din experiența personală, nu din cărți spun aceasta, am văzut persoane foarte pozitive, dar știți de ce? Pentru că în familia lor mama și tatăle erau persoane foarte pozitive, se râdea, se glumea. Era un spirit din acesta, începe o nouă zi, trebuie să râdem dimineața până seara. Și aceste persoane au crescut foarte pozitive, aproape irecuperabil de pozitive. E adevărat că aceste persoane pot fi ignorante sau pot trăi într-o naivitate uneori, pentru că în mintea lor tot trebuie să fie glumă și șotie sau veselie, lucru care nu e rău până la urmă. Dar într-adevăr, să fii pozitiv se educă mai greu. Nu e imposibil, există la ora actuală în lume multe programe, multe universități care studiază starea de bine. Cum să-ți fie bine, cum să trăiești bine, cum să profiți de viața aceasta la maxim. Există multe centre universitare care studiază emoțiile pozitive. În Geneva, în alte centre unde se investește foarte mult în emoțiile pozitive. Recunoștința poate fi o modalitate prin care noi am putea activa emoțiile pozitive, adică să fim recunoscători pentru orice. Aproape orice. Da. Recunoștința sau mulțumirea, bănuiesc, pentru ceea ce avem, ceea ce suntem, este un lucru foarte bun, pentru că te face să fii mai puțin invidios, te face să îți apreciezi posesiunile și ceea ce ai și să te simți bine cu tine. Asta înseamnă să trăiești în prezent, de fapt. Să știți că unii dintre noi trăim fie în trecut, prin traumele noastre, avem traume, avem supărări, avem lucruri nerezolvate în cuplu, în relații, în relații de serviciu, în tot ce se poate. Și uneori n-am scăpat în prezent de ele și prezentul nostru este blocat de acele amintiri din trecut. De fapt, noi trăim prezentul cu amintirile din trecut și ne fericim permanent. Ne retraumatizăm în prezent. Dar există și persoane care sunt prea visătoare. Adică nu trăiesc în prezent sau dacă trăiesc în prezent, își imaginează în permanență viitorul. Nu e greșit să-ți imaginezi viitorul, dar când viitorul pune stăpânire pe prezent, de fapt prezentul nu mai există. Sugestia mea este să trăim în prezent, să ne bucurăm de momentul acesta. Acum trăiesc, acum simt, acum respir. Asta e momentul prezent, e certitudine ce se întâmplă acum. Mintea poate fugi în stânga sau în dreapta, în trecut sau în viitor. Dar e mult mai important să fim conștienți de noi, să trăim momentul acesta. Și nu e greșit, nu e păcat, nu e interzis. E chiar liber să trăiești momentul prezent, să te bucuri de momentul prezent. Și nu e greșit sub nicio regulă, dogmă și normă socială. Credeți că emoțiile pozitive au dezavantaje? Adică au o latură negativă ar putea avea? Și dacă da, în ce context? Emoțiile pozitive pot să ne afecteze negativ. Există stresul pozitiv.
Adică o persoană s-ar putea stresa de prea multă bucurie. Există persoane care suferă din prea multă, entuziasm. Nu vi s-a întâmplat să aveți, de exemplu, o mare bucurie și datorită acelei bucurii să nu mai puteți gândi rațional, să trebuiască puțin să vă liniștiți, să vă duceți undeva, stai să-mi revin că nu mai pot să de atâta, da? Și mintea este afectată și de emoțiile pozitive, de o intensitate crescută. Când intensitatea emoțiilor, indiferent ce valență au, pozitivă sau negativă, este crescută, atunci le afectează buna funcționare a individului. Pe final de emisiune trebuie să discutăm un pic și despre zâmbet. Zâmbetul cred că este foarte important atunci când vorbim despre emoțiile pozitive. Da, zâmbetul este, dacă vreți, un limbaj universal. Știm astăzi foarte clar, Ekman a studiat foarte mult acest fenomen, și știm că la toate popoarele, pe toate continentele, un zâmbet este decodat corect. Un zâmbet este un zâmbet. Este, dacă vreți, mesajul clar transmis și decodat de oricine pe lumea aceasta. De aceea, practic, el costă puțin sau deloc, adică câțiva mușchi pentru a-l realiza, dar efectele interrelaționale sunt foarte mari. Iar zâmbetul fals? Multă lume zice că zâmbetul fals n-ar trebui să fie pentru că dăm trăsături de personalitate negative. E adevărat. Însă să știți, cum v-am spus la începutul emisiunii, un zâmbet, eu prefer un zâmbet fals, dar să fie. În ce cauză? Că înseamnă că totuși e ceva că l-a făcut, decât o persoană care nu-l face. E un efort, depui ceva. Gândiți ceva pozitiv acum. Da, gândesc pozitiv. La final, un sfat pentru telespectatorii care ne urmăresc în acest moment și vor să-și schimbe viața în bine. Da, aceasta este o provocare foarte mare și în câteva minute mi-e imposibil să răspund la întrebare, dar e o temă pentru acasă, poate rămâne. Vreau să spun că e posibil, în primul rând. E posibil să, dacă ești o persoană negativă, să gândești mai pozitiv. Și eu cu mine, în timpul vieții, recunosc că în adolescență gândeam puțin mai negativ, că adolescent era perioada aceea să fii critic, să fii analitic, eram neexperimentat, dar am văzut în timp că nu mă aduc beneficii aceste atribute, aceste calități, așa că am lucrat cu mine să schimb ceva în mine. Se poate și la alții să se schimbe. Există persoane care gândesc foarte negativ și prin autodisciplină, prin faptul că citesc cărți, prin faptul că mai merg la seminarii, prin faptul că mai ascultă de unul de altul, ascultă o asemenea emisiune. Poate să gândesc, măi, poate n-ar trebui să lucrez cu mine puțin, să schimb câteva lucruri, să nu mai fiu așa morocănos, să învăț să zâmbesc, să fiu plăcut. Se poate face așa ceva. Deci nu doar vestimentația se poate schimba, ne putem lucra și la trăsăturile de personalitate. Există dezvoltarea aceasta personală, care este un trend mai nou apărut datorită științelor psihologice în România. Și mulți dintre noi au fost în asemenea grupul de dezvoltare personală. Vreau să spun că, pe de altă parte, religiozitatea are un rol foarte important pentru persoana care este religioasă, pentru că aceasta aduce un plus și uneori ne face mai buni. Uneori, să știți că un plus ne poate aduce și un soț bun sau o soție bună, fiind care are răbdare cu noi. E rar să mai întâmplă asta, dar se mai întâmplă, am văzut. Da? Persoana era mai... să spunem, puțin mai negativă, dar printr-o asemenea relație a învățat să gândească puțin altfel, să se adapteze la circumstanțe. Apoi, când apar copii, nici nu mai spun, e mult mai important să ne abținem, chiar dacă simțim negativ, să ne abținem de la anumite lucruri și să devenim funcționari în relații. Deci se poate schimba ceva în viața noastră și putem face o schimbare semnificativă.